Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, aici la fotoliul cu ghimpi în studioul Capital TV, o nouă misiune în care vom afla, sper eu, lucruri interesante. De data aceasta în studio avem invitată o doamnă deputat, Vătuta Stănescu se numește domnia sa, deputat PNL de Hunedoara, a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și actualmente președinte interimar al PNL județul Hunedoara. Să rămână, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Am greșit ceva în prezentare? Nu cred. Nu, a fost am omis perfect. Ceva. N-ați omis nimic. Bun. Ați schimbat în urma alegerilor parlamentare funcția de secretar de stat, de fapt cred că, eu știu corect, ar fi ministru secretar de stat, nu? Că nu, titulatura este secretar de stat. Numai că adresarea de regulă e domnule ministru. Da, poate că am observat lucrul ăsta de multe ori. Da, pentru că rangul este acela, deci din punct de vedere al rangului ministerial este asimilat cu ministru ajunct. Ați schimbat-o, ca să spunem într-un anume fel, cu cea de deputat. Cum e această trecere și dacă, eu știu, așa la început regretați faptul că nu mai sunteți în Ministerul Dezvoltării și în momentul ăsta sunteți în Parlamentul român? Aș vrea să încep cu începutul. Mi se pare normal. Da. Secretar de stat înseamnă să lucrezi în executiv. Să știți că a fost o mare provocare pentru mine. Secretariatul ăsta de stat, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru mine, pe lângă faptul că a fost o provocare, a fost și o, cum să zic, o ambiție personală să arăt oamenilor din preajma mea că oameni trimiși din teritoriu, care n-au nicio legătură cu Bucureștiul, pot să facă lucruri bune, nu doar pentru locul de unde provin ei, ci și pentru întreaga țară. Asta îi spuneam colegului dumneavoastră înainte, că a fost o perioadă plină de provocări anul trecut, 2020, pentru mine. În 22 ianuarie am ajuns în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru că asta este titulatura completă a ministerului. Și din prima zi am fost numită de ministru, am primit ordin de numire, ca reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice în guvern, ca reprezentant al ministrului la masa guvernului. Deci prima zi adică, de activitate am fost... puteți să mergeți la ședințele da, de guvern. Da, am mers la ședințele de guvern. A fost o mare, mare... Am primit cu foarte multă emoție pentru că nu știam la momentul respectiv ce înseamnă guvernul. Adică știam din citite, din studiul meu personal, dar nu am fost în viața mea nici măcar în Palatul Victoria până în acel moment. A fost o zi plină de emoții, dar a fost un pas pentru mine și pentru cariera mea ulterioară și nu în ultimul rând, eu zic că pentru județul Hunedoara. Pentru că... Deși sunteți, eu obișnuiesc să vă întrerup cu scuzele de rigoare. Sigur. Deși sunteți membru PNL, iată, ați fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, sunteți în acest moment deputat, activați în cadrul Partidului Național Liberal de foarte multă vreme, totuși am putea spune, cel puțin eu așa consider, poate mă așa, că sunteți un om nou în politică. Pentru că până acum ați activat, așa, în cadrul filialei județene. De anul trecut, din ianuarie, ați intrat și ați avut așa o ascensiune în politică, mare. Politică mare, dintr-o dată. N-am fost amețitor? Eu sper că nu. Sper că nu mi-am pierdut mințile. Nu, asta vreau să întreb. Nu a fost așa ca un... Măi, stai un pic, ce e asta? Politica, am făcut politică la nivelul județului Hunedoara din anul 2012, când am fost aleasă consilier județean al Partidului Național. Vreau să fac o mențiune. Nu am fost membru a nici politic, partid politic. Am fost membru doar a Partidului Național Liberal. Așa. În 2012 am fost aleasă pe listele de consilier județean și am avut contact cu administrația publică. Deci, din 2012 până în 2020 am avut contact cu administrația publică și am descoperit-o. Apoi, faptul că am coordonat câteva campanii electorale în județul Hunedoara,
faptul că am coordonat aceste campanii, am avut contact cu politicienii de la București. Sigur, membrii ai Partidului Național Liberal. Dar am văzut care le este maniera de gândire și care e trendul în partid. Apoi, când am ajuns în Ministerul Lucrărilor Publice, sigur că am avut contact cu membrii executivului, care cu toții, poate cu o singură mică excepție, Marcel Boloș, erau membri ai Partidului Național Liberal. Și obiectivele noastre au concurat în egală măsură. Nu a fost amețitor, am avut foarte multe lucruri de învățat, eu am muncit foarte mult în anul trecut, dovadă că probabil munca mea a fost sesizată la nivel național și de aceea colegii mei m-au și ales ca și președinte interimar al filialei Hunedoara, atunci când președintele filialei Hunedoara, Lucian Heiuș, a dat demisia. Deci, nu. Bun. Și ați ajuns în Ministerul Dezvoltării, da? Da. V-ați dus la prima ședință de guvern, ați avut emoțiile de rigoare, acum sunteți deputat. Aici rămăsesem cu povestea. Da. La diferența dintre executiv și legislativ, nu pot să vă spun cum este calitatea de deputat și ce înseamnă ea. Știu tot așa, din punct de vedere teoretic, ce înseamnă. Știu care îmi sunt planurile de viitor în materie de legislativ și în materie de acte normative, ce urmează, ce mi-aș dori să le promovez pentru județul Hunedoara și până la sfârșit, nu pentru județul Hunedoara, că dacă faci un act normativ, trebuie să-l faci cu incidență generală și nu cu o incidență particulară. Ori știu ce înseamnă toate lucrurile acestea din citi și din experiența celorlalți. Experiența mea este scurtă în mandatul de deputat. După cum știți, am fost validați în data de 21 decembrie. Activitatea propriu-zisă a fost 3 zile în care s-a ales președintele Camerei Deputaților, președintele Senatului la Senat și așa mai departe. S-a validat executivul, guvernul, primul ministru, cabinetul primului ministru și cam aceasta a fost activitatea mea parlamentară. Sigur că acum suntem într-o perioadă de vacanță parlamentară, activitatea mea în special se derulează în interiorul județului Hunedoara. De când sunt în vacanța parlamentară, ca să zic așa, am fost în fiecare zi la sediul partidului, la primării, la primari, am avut contact cu foarte mulți colegi de-ai mei și nu doar colegi, pentru că vreau să aflu exact care sunt problemele din teritoriu, nu că n-aș fi știut, dar există în fiecare zi, mai apare o altă problemă și o altă problemă și tocmai de aceea trebuie să le rezolvăm, astfel încât să județul Hunedoara să traverseze cu bine toate perioadele acestea tumultuoase, complicate, cu care nu ne-am mai intersectat. Uneori eu sunt pus într-o postiune ingrată, în sensul că sunteți reprezentant al unui partid politic. Trebuie să întreb, pentru că e acolo, scrie politica PNL, de exemplu, pe butieră. Răspunsul pe care uneori invitații mei îl dau, nu cred că e neapărat răspunsul oficial al liderilor de partid, dar trebuie să știți în principiu despre ce este vorba. Și atunci, am avut în studio invitați și membrii PSD, deputați PSD, de la începutul anului și până acum. Deputații PSD, de exemplu, vă învinuiesc pe dumneavoastră cei de la PNL, și acum facem o oală mai mare așa de ciorbă, de asta spun, pe dumneavoastră cei de la PNL și pe cei din guvern și pe conducerea Camerei Deputaților, că uite, noi cheamă la drum să muncească, să voteze legi, să facă bugetul, să bale alea, că ziceau că o să fie la 15 ianuarie. Suntem în cât astăzi? 19, 20? Nu, sunt atemporal puțin. Ce se întâmplă? Ce e cu povestea asta? Mesajul acesta cu membrii PSD sunt supărați că nu au fost chemați la serviciu. Aș vrea să văd care a fost acțiunea de supărare și când au spus noi suntem supărați dacă nu ne chemați la serviciu. La mine au spus în emisiune. Nu. Ce document au făcut? Ce au elaborat către conducerea Camerei Deputaților să zică noi vrem ședință extraordinară pentru elaborarea bugetului? Pentru că doar să declari e foarte simplu. În politică se practică lucrul ăsta. Declarăm cu toții lucruri. Nu este suficient să declari, trebuie să și demonstrezi că ai făcut ceva. Dar să trec la subiectul celălalt, legat de buget. Florin Câțu, în momentul în care a fost investit, a adunat membrii guvernului și a zis fiecare
minister trebuie să elaborați un buget realist pentru ministerul pe care vă ocupați, astfel încât el, atunci când se răsfrânge asupra direcțiilor de resort, asupra de concentraturilor, asupra județelor, trebuie să fie unul realist, astfel încât să nu mai existe neexecuții bugetare, adică investiții prinse în buget și neexecutate nici măcar începute. Că atunci ce faci? Blochezi bani într-un buget. Lucrurile acestea se întâmplă. Eu am fost la minister săptămâna trecută, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Vă mărturisesc că am fost și la Ministerul Mediului, am fost și la Ministerul Fondurilor Europene, pentru că proiectele județului Hunedoara trebuie promovate în continuare. Chiar dacă nu mai sunt în executiv, cred că proiectele județului Hunedoara, alea de gaz pentru care ne-am bătut atâta, trebuie promovate. Nu doar că trebuie promovate, atunci când se cer clarificări, trebuie să mergem cu documente și să demonstrăm ce am făcut și care este realitatea din teritoriu, astfel încât aceste proiecte să fie eligibile și să traverseze, să parcurgă etapele legale. Apropo de asta, să facem o mică paranteză, să nu vă uitați ideea. Anul trecut, în timpul campaniei electorale, asta era unul dintre motive, pe la toți. Am reușit, nu știu ce, aprobarea proiectului de gaz pentru comuna. Acum, anul 2021, încă nu știm cum va fi, dar din ce știți dumneavoastră, așa, ce se întâmplă cu chestia asta? Aceste proiecte de gaz au depuse. Termenul de depunere a proiectelor de gaz s-a prelungit până data de 31 decembrie 2020. În județul Hunedoara știu aproape toate comunele care nu au avut rețeaua de gaz introdusă. Sunt multe, da. La un moment dat erau 27, acum nu știu ce s-a mai întâmplat. Da. Tocmai de aceea am fost, pentru că există niște clarificări pe care le solicită Ministerul Fondurilor Europene legate de avizele de mediu, de autorizările de mediu, legate de certificatele de urbanism, pentru că pentru prima dată acest ghid de finanțare a proiectelor gaz a spus așa, comunitățile locale se pot, pot veni în parteneriate. Se pot în ADI-uri sau ADI-urile, ceva de genul. ADI-ul este o structură organizatorică care va fi necesară a fi realizată până la finalizarea proiectului, implementarea lui. Adică asociații de dezvoltare intercomunitară. Dar acum primările nu au avut timp să se constituie în ADI-uri, pentru că constituirea unei ADI înseamnă hotărâre judecătorească, o serie de documente. Și atunci le-a permis Ministerul Fondurilor Europene să facă acest parteneriat, adică s-au asociat mai multe comune, astfel încât punctajul pe care realizează parteneriatul să fie unul ridicat prin numărul de gospodării care se preacordează la, se conectează la gaz. Pentru că de la 1500 de gospodării, punctajul este maxim. Ori știm cu toții că în județul Hunedoara majoritatea unităților administrativ-teritoriale sunt mici. Noi puține unități administrativ-teritoriale avem de 3000 de locuitori și 3000 de locuitori sunt dispersați pe o arie largă. Și atunci merg mai departe, sigur că da. Acum este suntem și la faza varianta să fie respinse unele dintre ele? Acum, mie mi-e foarte greu să vă spun, acolo deja sunt profesioniștii care analizează fiecare proiect în parte. Are documente, are certificări, are SF-ul bine întocmit, deci sunt o serie de documente pe care le analizează deja profesioniștii. Înțeles. Să revenim la buget. Așa. Deci, ministrul Câțu, la momentul respectiv, a făcut cererea aceasta către ministere. Ministerele au elaborat programele, proiectele de buget și în momentul ăsta ne găsim în situația în care avem un proiect de buget, se analizează și probabil... A ieșit așa ceva, vreo schiță, vreo... Probabil că este doar în executiv. Așa. Vom avea o propunere de proiect de buget, probabil la începutul lunii februarie. Eu înțeleg că în 4 februarie va fi aprobarea bugetului în comisii, dar până atunci e clar că îl vom avea spre studiu. Ceea ce este foarte important. Deci către jumătatea lunii februarie unitățile administrativ-teritoriale vor avea bugetele gata spre aprobare și vă spun din relația pe care am avut-o cu primarii noștri, ei își pregătesc bugetele deja, ei își fac socotelele și estimează veniturile, cheltuielile, deci toată lumea este... Nu vă imaginați că cineva a stat. Nu. Am spus lucrul ăsta. Deci, nu, dar am înțeles că PSD-ul este nemulțumit că este vacanța parlamentară. Acesta este programul pe care nu l-a aprobat PNL-ul. Guvernarea PNL privind sesiunile parlamentare. Acum se pot face și sesiuni extraordinare. Da, dar la Senat sunt sesiuni extraordinare. Am văzut publicat ieri în Monitor oficial convocare sesiune extraordinare pentru Senat. Deci activitatea parlamentară continuă. Am înțeles.
Deci nu să spuneți că eu știu de la 1 martie, că probabil cam atâta va dura, s-ar putea să fie buget. Dumneavoastră spune s-ar putea, eu vă spun cu siguranță la 1 martie vom avea. Eu nu vreau să spun hop până nu s-ar șanțul, cum se spune. Bun, asta în ceea ce privește bugetul. Știți cumva, nu mă pot abține să vă întreb, e mai mic, e mai mare decât anul trecut, cum e? Trebuie cu siguranță bugetul va fi construit pe nevoile de dezvoltare ale României. Și nu doar pe nevoile de dezvoltare ale României, ci mai degrabă pe nevoile pandemice ale României. Pentru că știm cu toții că România traversează, nu doar România, toate statele, am vrut să spun ale Uniunii Europene, tot globul pământesc traversează o criză pe care sper să o depășim cât mai repede acum cu apariția vaccinului și care să ne scoată din... să ne ducă la o viață normală și la... Și încă o întrebare pe care nu pot să nu vă pun, este legată tot de buget și de bani, că bani bate-i vina. Eu știu că în perioada în care ați fost la Ministerul Dezvoltării ați încercat să așteptați pe toată lumea, indiferent că a fost de la PSD, de la PNL, n-ați ținut cont de culoarea politică și pentru asta nu pot să spun că vă felicit, că nu pot să felicit bancomatul că-s de bani. Dar pot să spun că apreciez foarte tare acest fapt că în perioada aceea dumneavoastră ați dat culoarea politică la o parte. Acum, nu mai stați acolo, stați deputat, urmează împărțirea bugetului și pe județe și pe astea. La sfârșitul anului trecut, PSD-ul din nou spunea că s-au împărțit banii discreționari prin hotărârea de guvern și așa mai departe. Veți face lobby într-un fel pentru județul în care, iată, ați fost aleasă deputat, al cărui președinte PNL sunteți încă și sper să fiți în continuare, vă doresc lucrul ăsta. Veți face lobby pentru a arage mai multe fonduri, cel puțin la buget, indiferent de culoarea politică, având în vedere că, de exemplu, la CJ, conducerea este de la PSD. Da. Pentru că e o întrebare pertinentă. Da. Bugetele se construiesc pe niște formule matematice. De care nu se ține întotdeauna cont. Ba da, echilibrarea bugetară se face pe formule matematice. A, vă referiți la asta de la, da, la acum, echilibrare. Ceea ce înseamnă bugetul. Construcția bugetului la nivelul unui județ. Se face pe formule matematice, nu se face în niciun fel pe culoare politică. E vorba de veniturile pe care le realizează bugetul. De cap de locuitor, da, se socotește numărul de locuitori, se face venitul pe cap de locuitor la comune, la oraș, la municipii. Deci toate lucrurile acestea se fac pe formule matematice. Cred că ideal ar fi să vorbim despre sumele pe care le vom atrage din fondurile europene, din bani guvernamentali, alții decât cei alocați prin bugetul efectiv la începutul anului. Eu pentru asta mă zbat foarte tare pentru județul Hunedoara. Să atragem cât mai mulți bani în județul Hunedoara, pentru că este momentul de dezvoltare al nostru. N-am ținut niciodată seama de culoarea politică a niciunui primar. Și cred că ați avut primari și de la PSD și de la PNL la dumneavoastră în studio care au spus lucrul ăsta. Da. Lucru care pentru mine este onorant. Pentru că județul Hunedoara este reprezentat de oamenii județului. Corect. De oamenii care trebuie să beneficieze și de condiții. Și la fel e și cu Alba și cu sau la fel ar trebui să fie. Bine, cu toate acum județele. Acum eu vorbesc astea de județul Hunedoara, da, în calitate de reprezentant al județului Am Hunedoara. Am înțeles lucrul ăsta. Și oamenii trebuie să beneficieze și ăla de la bătrână de condiții de viață bune, la fel cu ăla de la Deva. Sigur că specificul zonei este cu totul și cu totul diferit, dar din punct de vedere al accesului la utilități, la drumuri, la apă și canal, cred că în egală măsură este îndreptățit fiecare cetățean al județului Hunedoara să aibă acces la aceste facilități. Ori dorința mea este aceea ca în 4 ani să dezvoltăm județul Hunedoara și să eliminăm discrepanțele și nivelul de trai al oamenilor de la țară față de cei de la oraș. O să fie greu. O să fie foarte greu. Dar să știți că acestea sunt misiuni pe care noi, politicienii, pentru că de-aia ne-a trimis cetățeanul ăla care a pus ștampila pe PNL, pe PSD, pe cine a pus, de-aia ne-a trimis în speranța unei vieți mai bune. Bravo. Bravo. Și de ce spun bravo? Mi-ați ridicat mie mingea la fileu în loc să vă ridic eu dumneavoastră. PNL, dezvoltăm România. Ministerul Dezvoltării, dumneavoastră, fostă secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, cum o mai dezvoltați, că ministerul nu mai e la PNL? Să știți că am avut o... E o întrebare da, generală. Haideți să vă spun. Am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean Bihor acum, așa, Moloșan.
Și vreau să vă spun următorul lucru. L-am întrebat, domn președinte, acum, ai fost primar atâția ani, ai avut guverne ostile, ai avut miniștri la fondurile europene de la PSD. Cum ai reușit? Fondurile europene. Și știi ce mi-a spus doamna Stănescu, cum vorbește Bolojan, da, foarte așa, militaros, doamna Stănescu, foarte importantă este echipa, pentru că ministrul nu-ți dă și nu-ți ia. Tu trebuie să promovezi un proiect pertinent, valabil, serios și care să poată să aducă bani în județul tău. Și eu pe asta mă bazez. Sunt convinsă că miniștrii, indiferent de culoarea lor politică din actuala coaliție, toți sunt oameni care au aceeași misiune și își doresc același lucru. Lucrăm în aceeași echipă. Nu contează că este de la PSD, că este de la PNL, că este de la UDMR sau că este de la USR Plus. Nu. Ideea este că ne dorim dezvoltarea României. Mesajul ăsta este. Ne dorim să aducem bani în România. Ori ca să aduci bani, trebuie să beneficiezi de proiecte bune pe care le promovezi. Pentru că ministrul nu zice, a, la județul Nădoran nu-i dăm. Nu, nu. Credeți-mă. Programul operațional regional este programul de acces la fondurile europene dezvoltat și derulat prin Ministerul Lucrărilor Publice. Vă spun acum, fac eu o mică paranteză. În acest program operațional regional eu am făcut o analiză pe județul Hunedoara. Foarte multe proiecte din sfera PSD, de la primar PSD. Niciunul nu a fost întrerupt, deși culoarea politică a ministrului era PNL. Acum nu pot să pedepsești oamenii că... Deci despre asta este vorba. Nu contează că este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației condus de un ministru UDMR. Eu m-am întâlnit cu domnul ministru Ceche, vinerea trecută am fost la dumnealui și am spus că vreau să continuăm promovarea proiectelor din județul Hunedoara. Și mi-a zis, doamna Stănescu, aveți toată deschiderea, proiectele în condițiile în care respectă termenele de legalitate, sunt bune, sunt... Mergem mai departe cu ele. În regulă. Mergem și noi mai departe, luăm câteva momente de publicitate și revenim.